la meciul cu CFR-ul, să sărbătoriți? Nu. Eu nu sărbătoresc la ce meci cu CFR-ul. Nu, tată, nu. Bă, eu nu sărbătoresc. Sărbătorească ea care... Eu știu când sărbătoresc eu? Dacă, de exemplu, atunci se dă 10 milioane. Eu sărbătoresc, am venit să sărbătoresc. Eu nu sărbătoresc decât când iau banul. Atunci sărbătoresc eu. Ca sărbătoresc ce? Sărbătoarea aia trebuie să facă clubul și jucătorii care au câștigat titlul. Eu am jucat eu fotbal? Am luat eu medalie? Nu iau eu medalie. Eu ce sărbătoresc? Eu când iau banul. Adică eu sărbătoresc dacă este Liga Campionilor, e adevărat. După aia o să vin și eu la fiecare meci să mă relaxez. Că dacă intru în grupe, nu mai am emoții. Că asta e. Ești în grupe, ai luat banul, nu mai e problemă. Ce-o vrea Domnul să fie. Deci ar ala învățit prelungiți contractul? Ce întrebare? Ce-ați întâmplat? 45 de oameni. 45.000 de... 45.000 de oameni care strigau campionii, se bucurau. Păi da, e frumos, vezi? Da, mă, dar trebuie să rezolvi odată, știi? Trebuie să rezolvi odată. Adică în țara asta tot ce este bun, da, să, domnule, să o desfințăm. Tot ce este bun, să stricăm. Tu ce? Nu, uite, lume, vezi? Bani aduci în România, calificări, alea, vin... Pentru ce? Dar nu există în țara asta cineva care să facă. Să zică, băi, pun piciorul în prag, astea, eu sunt... Dacă ești administrator al țării și guvern, ești. Că rezolvă, mă, problemele care sunt ale oamenilor. Și ale oamenilor sunt. Că băgați bețe în roate, stați cu o echipă, vezi, doamne, care nu poate să promoveze că unul că vrea el, că drege el, că nu e, că e, că nu e. FIFA, UEFA spune că e steaua, te pune acolo cu eficientul, tu vii și spui, nu e, mă, că nu vreau eu, că a dat un judecător atunci care era, nu mai vreau să fac păcate, da? Că le știu toate ce s-au întâmplat. Că la anul lupta va fi mai aprigă, rotarea l-a adus pe Gâlcă, probabil Dan Șucu va întări Rapidul, Dan Petrescu dacă vine la CFR? Da, va fi. Va fi mai aprigă pentru că va fi și Gică întărește echipa, am înțeles. Dan Șucu a zis că el va băga bani chiar dacă nu se califică în cupele europene, va da de la el bani. Ăsta, rotarul, are și el ambiție și el ceva, că de când de a băgat 25 de milioane n-a câștigat nimica. CFR-ul, nu că vine Dan Petrescu, nu e voia de Dan Petrescu aici. Probabil vor întări și ei. Astea sunt patru echipe care se bat. Și mai este și Gică, care nu se bate financiar cu noi, dar se bate prin competența lui, echilibrează balanța. El știe, adică el n-ai văzut... E orice jucător care este la el, acolo e super jucător. Când ajunge la noi, nu mai este super jucător. Înseamnă ce? Înseamnă că el joacă jucătorul ăla din știința lui. Unde este Borza? La Hagi era pistol, gata, nu, echipa națională, soluție, vezi? Deci înseamnă că el face ceva care noi nu putem să facem. Și echilibrează știința lui cu banii noștri. Hai, domnul să vă